Femeia din comuna Doljană Tălpaș a decedat în urmă cu aproape 10 zile, însă familia a fost nevoită să o înmormânteze pe terenul unei rude, care se află vis-a-vis de Biserica Baptistă din localitate. Dorința apropiaților a fost ca locul de veci să fie în cimitirul ortodox, acolo unde este înmormântat și soțul femeii, însă s-au lovit de refuzul preotului paroh. A spus că nu se poate pentru că noi suntem baptiști, iar ea este... cimitirul acela este de ortodoxi și nu se poate înmormânta acolo. Contactat telefonic de reporterii TVR Craiova, preotul a refuzat să ofere un punct de vedere vis-a-vis de această situație, iar Mitropolia Oltenia a emis un comunicat în care susține că nu există niciun conflict în acest caz. Mormântul defunctei este așezat în vecinătatea casei de rugăciuni baptiste. Mai mult, există chiar o inițiativă comună a preotului Boiangiu și pastorului baptist pentru înființarea unui cimitir care să deservească comunitatea baptistă. Persoana decedată este prima înmormântată în acest cimitir, care aparține comunității baptiste, având avizul primăriei pentru înhumare. Primarul localității infirmă însă spusele Mitropoliei. În urma solicitării unuia dintre adepții Bisericii Baptiste, primăria și-a dat acordul de principiu pentru înființarea unui cimitir baptist. Însă Biserica Baptistă trebuie să obțină toate avizele legale în acest sens. Vă comunicăm că suntem de acord cu înființarea unui cimitir pe raza comunei pentru cultul baptist. Urmează ca în termenul legal reprezentanții cultului baptist să obțină avizele legale în vederea emiterii autorizației. Situația a împărțit și comunitatea în două. Unii săteni nu sunt deranjați de ideea construirii unui cimitir pe locul respectiv, însă alții au depus deja o sesizare la Direcția de Sănătate Publică Dolj. Se va pe coasă la ei acolo sus să facă. Facă pe coasă, că de unde acces n-au nici pe ce, că nu e, de unde acces nu e lor. Nu, deci nu am o părere contrară. Dacă oamenii vor să-și facă cimitir, să-și facă, au cultul lor separat, dacă ortodoxii nu-i primesc acolo. Nu mi se pare normal. Că mai muri și cumnatul meu și l-a băgat în cimitir. Da, și nu era ortodox. Era și el. Tot și el se păcăise. Colegii mei de la Inspecția Sanitară se vor deplasa la fața locului să vadă dacă amplasamentul are autorizație de construcție și dacă îndeplinește normele. Înființarea unui cimitir se autorizează de către autoritatea publică locală, deci de către primărie, pe baza actelor, care unul dintre aceste acte e și de la noi o notificare de respectare a conformității cu regulile de sănătate publică. Comunitatea de rit baptist din comuna Doljană Tălpaș are în prezent aproximativ 50 de adepți. În vara anului trecut, în cimitirul ortodox din localitate, a fost înmormântat un bărbat de confesiune baptistă, iar atunci preotul a fost de acord cu înhumarea sa acolo.